Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni nu urmărim doar misionari români plecați pe diferite câmpuri de misiune în lumea întreagă, dar poposim uneori și în cadrul unor conferințe de misiune pe care le avem aici în România și dorim să împărtășim cu dumneavoastră seminariile pe care le-am susținut acolo. În cadrul conferinței de misiune Romiscon, desfășurată la Valea Drăganului și intitulată Rolul Duhului Sfânt în misiune, am avut bucuria să-i avem ca invitați pe păstorul Vasilică Croitor și pe misionarul Nicolae Iacob, care slujește în Turcia, dar de asemenea este implicat în lucrarea de plantare de biserici în zona Dobrogei. Aș vrea să urmărim împreună proiectul pe care ei îl propun în viitorii ani pentru România și dorim ca să acordați o atenție specială acestui proiect și, dacă este posibil, bisericile pe care le frecventați sau pe care le conduceți ar putea să fie implicate într-un astfel de proiect. Vă doresc vizionare plăcută! În această zi am să caut să folosesc timpul cât se poate de grijuliu și aș vrea să ne uităm în primul rând la modelul misionar al Apostolului Pavel, viziunea apostolică pe care el a avut-o și pe care a imprimat-o bisericii primare. Apoi ne vom uita puțin la situația din Europa, ce se întâmplă în continentul pe care Dumnezeu ne-a așezat, continentul care a trimis misionari de-a lungul istoriei și care a fost o principală forță misionară la începutul lucrării de misiune, ca în final să ne concentrăm asupra situației din România și să vedem cât de mare este nevoia și ce se așteaptă Dumnezeu de la biserica din România. Noi suntem biserică apostolică. Cunoașteți titulatura bisericii penticostale. Avem o denumire foarte lungă, cultul penticostal, cultul creștin penticostal, Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, da? Dar avem acolo un cuvânt, cuvântul apostolic. Și este un cuvânt despre care predicăm foarte puțin și care foarte puțin își găsește aplicabilitatea în viața de zi cu zi a bisericii, deși înaintașii noștri au găsit că e așa de important că l-au păstrat în titulatura bisericii. Au spus că suntem o biserică apostolică. Limba greacă avea o aplicabilitate foarte precisă pentru cuvântul acesta, apostolos. Era un om trimis cu un mesaj. Adică noi suntem biserica trimisă. Asta este denumirea noastră, dacă este să traducem titulatura cultului penticostal. Noi suntem cultul creștin penticostal, Biserica lui Dumnezeu trimisă din România. Asta înseamnă că Dumnezeu are de la noi o așteptare dinamică. Dumnezeu se așteaptă ca să fim în continuu într-o expansiune a împărăției lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe cei 12 ucenici, în cele patru evanghelii faptul este relatat divers, dar Luca găsește necesar să-i numească de la bun început apostoli, prin credință, deși erau doar ucenici, dar Luca spune că Iisus i-a chemat la sine pe cei 12 apostoli. Încă n-aveau o viziune apostolică, încă nu erau gata nici să meargă în niște sate de ale samaritenilor și au avut de învățat niște lecții foarte serioase de la Domnul Iisus, dar Domnul Iisus deja era sigur că oamenii aceia sunt chemați pentru a fi trimiși și de aceea ei sunt numiți de la bun început niște apostoli. Istoria ne spune însă că au rămas în Ierusalim timp de 6 ani, alți cercetători spun chiar 9 ani, au rămas în Ierusalim, s-au preocupat cu frângerea pâinii, cu întâlnirile de case, întâlnirile din templu și abia în anul 38 a fost botezată casa lui Corneliu. Știți, Duhul Sfânt a trebuit să-l forțeze pe Petru să-și deschidă orizontul și să înțeleagă că toate neamurile au nevoie de Evanghelie și după aceasta biserica a început să privească în exterior. Biserica a început să devină apostolică după o perioadă între 6 și 9 ani cât a stat în Ierusalim. Iisus i-a numit apostol de la început, dar ei au fost apostoli după o perioadă destul de lungă de așteptare. Realitatea este că orice biserică, de fapt, se va confrunta cu aceeași tensiune, cu aceeași întrebare foarte serioasă. Suntem o biserică instituțională, instituționalizată, o organizație, sau suntem un grup de oameni care gândesc într-un mod mobil, într-un mod dinamic? Biserica instituționalizată este cea preocupată de cler,
noi spunem altfel, slujitorii ordinați, dar e exact același lucru. E preocupată de concilii, de ședințe, de adunări generale, e preocupată de bugete, de statute, de partea organizatorică. Trebuie să recunoaștem, suntem lucrul acesta și e necesar. Vom vedea tensiunea aceasta și sunt trei tensiuni pe care le vom analiza puțin. Toate acestea prezintă lucruri importante și necesare. Riscul este însă să alegem una dintre cele două și să o ignorăm pe cealaltă. Biserica instituțională versus biserica mobilă. Biserica angrenată în lucrări de pionierat. Biserica preocupată de noi teritorii. Biserica preocupată de noi etnii. Până în fapte 8, biserica construia o instituție. Oamenii veneau la Ierusalim, erau discuții, erau dezbateri și Ierusalimul era totul. Dumnezeu, din fapte 8, începe să le schimbe optica și să-i pună în mișcare. Încep să ajungă în Samaria, ajung în alte zone. Duhul Sfânt spune, chemați oameni, puneți-i deoparte, i-am trimis, le-am dat o însărcinare ca să meargă la alții cu Evanghelia. Există o a doua tensiune, tensiunea între lucrarea de întreținere a bisericii și lucrarea viziunii bisericii. Lucrarea de întreținere, știm toți ce înseamnă asta. Trebuie să clarificăm doctrinele, trebuie să clarificăm statutul. Sunt biserici care au manualul bisericii. Desigur, preocuparea pentru clădiri, preocuparea pentru lucrurile foarte, foarte practice. În același timp, tensiunea aceasta intervine atunci când ne-am focalizat pe aceste lucruri de întreținere a lucrării și am uitat viziunea apostolică pe care Dumnezeu a dat-o bisericii. Ne uităm după fapte 8, biserica devine foarte creativă, biserica devine foarte relevantă, iese din templu și pătrunde în societate, pătrund în casele guvernanților, ajung până în fața lui Cezar, pătrund peste tot în societate încât se spune că a întors societatea cu sosul în jos. Oameni plini de o pasiune, de o energie, pentru că au rezolvat tensiunea aceasta. Au întreținut ceea ce Dumnezeu le-a dat. Și uitați-vă la Apostolul Pavel, era foarte preocupat ca lucrările să crească sănătos, dar în același timp, el continuă mereu cu o viziune proaspătă. Și există și o a treia tensiune, tensiunea dintre lucrarea pastorală și lucrarea apostolică. Lucrarea pastorală înseamnă grija pentru cei salvați. Și se întâmplă foarte des. Un evanghelist se duce într-o localitate cu gândul de a planta o biserică și apoi lucrarea aceea devine biserica lui și rămâne acolo pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut. Apostolul Pavel a primit viziunea aceasta de a îngriji de turma Domnului, dar peste tot a numit episcopi, a ordinat oamenii, a împuternicit și a mers mai departe pentru că viziunea sa era o viziune apostolică. Domnul Iisus spunea, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Fiecare păstor care are o viziune apostolică ar trebui să poată spune lucrul acesta, mai sunt și alte oi, mai sunt... În afară de biserica mea, mai sunt mulți oameni care sunt departe de Dumnezeu și care trebuie să fie aduși și ei în împărăția lui Dumnezeu. Există o tensiune care se manifestă ori de câte ori noi începem să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Tensiunea aceasta s-a văzut în biserica primară, a început în fapte 6, certurile. Când oamenii erau preocupați de partea instituțională, de întreținerea lucrării existente, doar de păstorirea lucrurilor pe care Dumnezeu li le-a dat, aceasta a făcut ca biserica să intre într-un conflict intern care părea că nu mai are soluție. Distribuirea hranei, chestiunile etnice, competiții între lideri și în situația aceasta biserica stagnează. Trebuie ca Duhul Sfânt să intervină într-un mod radical și să reorienteze biserica pe panta apostolică pe care o așezase de la bun început. Pentru că am spus, Domnul Iisus a chemat la sine pe cei 12 și i-a numit apostoli. Cei 12 s-au preocupat o vreme pentru lucrurile statice și acum Duhul Sfânt a spus, este vremea să vă întoarceți la viziunea apostolică. Într-adevăr, Petru a fost mai greu de clintit și știți, prin vedeniile acelea succesive, Dumnezeu îi deschide orizontul și îi spune, trebuie să mergi la oamenii aceia. Ne spune în fapte 11, în versetul 18, după ce au auzit aceste lucruri, mărturia lui Petru, s-au potolit, îmi place textul acesta, era o ceartă mare, cum a îndrăznit el să se ducă la păgânii aceia în casă, să mănânce cu el, să se spurce. După ce Petru însă le-a relatat ceea ce Dumnezeu a făcut, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața.
Le-a spus-o Domnul Iisus de atâtea ori. Le-a spus-o mare trimitere, mergeți la toate neamurile. Și cumva nu le-a intrat în cap. Și acum, prin viziunea aceasta și prin experiența aceasta, dintr-o dată s-au potolit, s-au liniștit și au zis, înseamnă că misiunea noastră este mai mare. Atunci biserica a devenit iarăși o biserică apostolică. Astăzi, trebuie să ne întrebăm ce fel de biserică suntem noi. Ce fel de biserici păstorim noi. Nu mă refer la organizație, mă refer la biserica pe care o păstoresc eu, pe care o păstoriți dumneavoastră, în care slujiți dumneavoastră. Suntem o instituție sau suntem niște oameni care avem o viziune? Suntem preocupați de grija pastorală și acolo sunt... Și e simplu de făcut testul ăsta. Luați ordinea de zi de la ultima adunare generală. Îmi povestea un frate păstor tânăr din zona noastră. A început lucrarea într-o biserică nouă și a avut prima adunare generală. Și ca păstor tânăr te gândești, prezinți bisericii niște planuri, o viziune, dorința de acțiune. Și a venit în fața bisericii cu ordinea de zi pregătită. A fost de ajuns ca cineva să se ridice și să pună o întrebare despre ceva ce s-a întâmplat înainte de a se muta el în biserica respectivă. Dar oamenii au vrut lămuriri și clarități și au stat la discuții. A ajuns la ora 4 și încă nu începuse ordinea de zi pe care o pregătise și nu a mai putut să intre în ea. Pentru că chestiunile pastorale, chestiunile instituționale, chestiunile organizatorice, de multe ori au înghițit viața și pasiunea și viziunea pe care o are pentru biserica apostolică. Dacă suntem o biserică apostolică, haideți să învățăm de la Apostolul Pavel. Modelul său apostolic este unul foarte eficient, foarte practic și cred că are o deosebită relevanță pentru contextul în care se află astăzi biserica din România. Viziunea evanghelistică a Apostolului Pavel este foarte frumos enunțată în Epistola către Romani, în capitolul 15. Vreau să citim versetele acestea și... Dacă puteți să urmăriți împreună cu mine, o să citim de la versetul 16. Pavel spune în felul următor. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu, dar, mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu. Căci n-aș îndrăjni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările din prejur până la Iliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. După cum este scris, aceia cărora nu li se propovăduise despre el îl vor vedea și cei ce n-au auziseră despre el îl vor cunoaște. Iată ce m-a împiedicat de multe ori să vin la voi. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Amin. Apostolul Pavel prezintă aici viziunea sa apostolică, viziunea sa evanghelistică și își descrie lucrarea sa. Dacă vrem să fim o biserică apostolică, Apostolul Pavel este, fără îndoială, cel mai bun exemplu. Dumnezeu l-a chemat la slujirea aceasta și imaginați-vă, el era nou între apostole. Dar el a reușit să salveze, dacă vreți, viziunea apostolică pe care primii ucenici o îngropau în Ierusalim. A reușit să salveze, să renască viziunea aceasta și să o lanseze apoi pentru întreaga biserică. Apostolul Pavel își descrie lucrarea sa și viziunea sa și, în primul rând, descriindu-și viziunea, el spune, eu sunt un om care am o chemare, un mandat de la Dumnezeu și mandatul acesta este să fiu un evanghelist sau un misionar. Un om care... spune, Dumnezeu mi-a dat mandatul acesta și, dacă vă uitați, cuvintele pe care le folosește, sunt cuvinte foarte speciale. El spune, e un mandat nobil. Eu cred aceasta. Cei care sunt oameni chemați să vorbească despre Fiul lui Dumnezeu, nu sunt oricine. Când Dumnezeu te trimite să vorbești despre Fiul Lui, înseamnă deja că ești unul prea ales și special înaintea lui Dumnezeu. Am auzit pe cineva care spunea,
lui Dumnezeu îi place tare mult de oamenii care îl vorbesc de bine pe Fiul Său. Zici eu ca tată, dacă cineva mi-o laudă pe Miriam, chiar dacă ea intră, deranjează, dar e fata mea, când vine și spune că e frumoasă, eu mă simt bine. Și dacă cineva ar zice ceva nepotrivit despre fata mea, aș fi foarte deranjat, nu-i așa? Când noi ne-am asumat misiunea asta, să-L vorbim de bine pe Fiul Său, să îl lăudăm pe Fiul Său înaintea lumii, cu siguranță Tatăl se bucură de noi. Pavel spune, este un mandat special, el spune în versetul 16, eu îmi împlinesc slujba aceasta cu scumpătate. Este o slujbă prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Pavel mereu se laudă cu lucrul acesta și spune, eu am fost chemat să fiu apostol, am fost pus deoparte pentru misiunea aceasta specială. În versetul 17, Pavel spune ceva ce sună poate chiar puțin în afara contextului umilinței. Versetul 17 spune, eu dar mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu. Pavel spune, în slujirea aceasta pe care am primit-o de la Dumnezeu, eu găsesc că-i potrivit să mă laud. Găsesc că-i potrivit să declar ceea ce Dumnezeu a făcut prin mine. El spune, Dumnezeu m-a chemat, m-a așezat într-o poziție în care se vede puterea Lui, e lucrarea Lui, dar El mi-a dat slujba aceasta. În versetul următor, Pavel începe să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Slujba aceasta nobilă. N-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-L fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultare de El. Pavel spune, e o slujbă onorabilă, un mandat care ne nobilează. Să mergem în fața acestei generații și să proclamăm lucrările lui Dumnezeu. Apoi Pavel continuă în textul acesta, vorbind despre mijloacele pe care Dumnezeu i le-a pus la dispoziție. El, ca apostol, spune, avem la îndemână niște instrumente supranaturale care pot avea un impact extraordinar. Ori de câte ori biserica le-a folosit în istoria ei, au urmat treziri spirituale, au urmat transformări care au atins generații după generații. Pavel spune, asta este rețeta. Dacă suntem biserica apostolică, Pavel ne spune, care este rețeta pentru o biserică apostolică? El spune așa, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Pavel spune, în permanență, Duhul lui Dumnezeu a fost autorul acestei misiuni. Avem niște instrumente, ca biserica lui Dumnezeu, care sunt atât de puternice, încât nici islamul, nici budismul, nici hinduismul, nici măcar înverșunarea unor preoți în Oltenia sau în Dobrogea, nici măcar vrăjitorii sau ghicitorii care sunt prin comunitățile islamice din Dobrogea, niciunul din atacurile diavolului nu vor putea să stea împotriva bisericii atunci când biserica merge cu viziunea aceasta apostolică. Prin cuvânt, prin fapte, o trăire evlavioasă, prin semne și minuni. Peste tot în lume astăzi, bisericile pentecostale cresc datorită minunilor pe care Dumnezeu le face. Când vorbim despre misiunea din America Latină, despre creșterea extraordinară a bisericii de acolo, nu poți să nu vorbești despre învierile din morți, despre eliberările de demoni, despre lucruri fantastice pe care Duhul Sfânt le face în Africa, le face în Asia. Tânjesc să vină ziua în care oamenii să vorbească despre bisericile din România și primul lucru la care să se gândească, să nu se gândească la Hagi sau la Nadia Comăneci, să nu se gândească la romii care au invadat Europa, să se gândească, oh, țara aceea în care se întâmplă atât de multe lucruri între bisericile lui Dumnezeu. Pavel spune, asta înseamnă o lucrare apostolică, semnele și minunile și apoi puterea Duhului care însoțește tot ceea ce se întâmplă în biserica aceea. Apoi Pavel continuă descriindu-și slujba așa și spunând, lucrarea pe care eu o fac ca apostol are niște principii foarte solide. Este o viziune radicală. Este o viziune care nu poate încăpea în granițele noastre, în cutiuțele noastre. Eu mă uit la viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru Agenția Pentecostală de Misiune Externă. 200 de misionari pe care vrem să-i avem în următorii 10 ani. Mă uit la viziunea aceasta. Noi ca oameni nu avem resurse, nu avem posibilitatea să împlinim visul acesta. Dar pe de altă parte, când mă uit și văd interesul tot mai crescând al bisericilor din România,
Îmi vine să spun, cred că viziunea noastră este prea mică. Eu cred că Dumnezeu poate să facă mult mai mult. Când gândim apostolic, când bisericile din România sunt preocupate de viziune, mai mult decât de organizație, când sunt preocupate de lucrare apostolică, mai mult decât de cea pastorală, când sunt preocupate de extindere, mai mult decât de întreținere, Dumnezeu poate să facă lucruri neașteptate. Și aici apostolul Pavel începe să-și descrie rutina sa, obiceiurile sale, principiile după care el a lucrat în viziunea aceasta de lărgire a împărăției lui Dumnezeu. În primul rând trebuie să remarcăm, Pavel spune, lucrarea mea a fost o lucrare de pionierat. Versetul 20. Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit. Ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. Țineți minte, cei care sunteți mai cu experiență mai vechi în biserică, momentul în care s-a lansat după Revoluție harta cu bisericile penticostale din România. Da? Harta aceea extraordinar de interesantă, o fâșie așa foarte mare, Ardealul și Moldova, cu foarte multe biserici. Și preocuparea noastră, automat privind la harta aceea, a fost să ne uităm la unde Hristos este vestit. Noi am venit cu altă hartă. Harta pe care sunt evidențiate locurile unde Hristos nu este vestit. Pavel spune, eu în viziunea lucrarea apostolică a fost întotdeauna să mă uit unde nu este cunoscut Hristos. Aceasta era preocuparea sa zilnică, rutina sa. Nu știu ce fel de, cât de avansate erau hărțile de atunci, dar Pavel a fost un om care a gândit strategic și s-a uitat unde încă nu este cunoscut Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă în versetul 23. Ne spune așa, acum fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri, și fiindcă de ani de zile doresc să vin la voi, spune în versetul 24, nădăzduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi cu voi. Pavel spune, lucrarea mea, misiunea mea este să mă duc totdeauna pe ușile acelea care odată au fost închise. De îndată ce Duhul Sfânt a deschis o ușă nouă pentru Evanghelie, îmi iau la revedere de la biserică și spun, Dumnezeu are ceva special de făcut cu noi. De îndată ce Duhul Sfânt deschide o nouă ușă, Pavel spune, mi-am încheiat lucrarea, mi-am strâns bagajul, pentru că eu sunt preocupat de o lucrare de pionierat. Vreau să mă adresez pentru o clipă studenților de la CRST, de la Institutul Teologic, de la Colegiul Biblic Este European sau de oriunde sunteți. Știu că există un spirit și o preocupare de multe ori, mai ales cei care sunt la Institutul Teologic, vin de acolo și știu cum este. În ce biserică va merge cu tare? Cu tare deja este chemat de nu știu care biserică și sunt atâtea sute, atâtea mii în biserică cu tare. O preocupare după numere. Pavel spune, eu mă uitam să văd unde nu-i nimeni. Și dacă am văzut că nu-i nimeni acolo, am zis, gata, acolo mă cheamă Domnul. Uneori Pavel chiar s-a grăbit, Duhul Sfânt a trebuit să-l oprească și i-a spus, nu te du acolo, du-te în altă parte, că vreau acolo să predice Evanghelia. O lucrare de pionierat. Trebuie să învățăm să privim la hartă, să privim la harta țării totodată și să vedem unde este nevoie pentru Evanghelia. Apoi Pavel, în strategia sa, în viziunea sa radicală, este preocupat de un progres geografic. El vrea ca Evanghelia să progreseze pas cu pas, pentru ca fiecare regiune, fiecare oraș important din Imperiul Roman, fiecare părticică, fiecare componentă a acelui imperiu să aibă parte de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 19. Așa că de la Ierusalim și țările din prejur până la Iliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Iliria era o provincie din Grecia de astăzi, o provincie din vestul Greciei și Pavel pune în contrast Ierusalimul, un loc al închinării religioase, tradiționale, al legalismului și dincolo oameni care n-aveau nimic de a face cu Dumnezeu. Unii erau într-o extremă, ceilalți în cealaltă. Oameni care erau păgâni și care nu auziseră despre Jehova și nu îl slujeau pe Dumnezeu. Pavel spune, viziunea mea a fost ca peste tot, în toate regiunile și în toate provinciile României, ar fi spus astăzi. Viziunea apostolică pentru astăzi este ca în fiecare provincie, în fiecare reședință de județ, dar și în fiecare oraș, și în fiecare comună, și în fiecare sat,
să pătrundă cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Pavel recunoaște că nu întotdeauna au fost ușile deschise pentru a se împlini visul său. Dar și când este în închisoare, Pavel spune, Evanghelia nu e legată, eu sunt în lanțuri, dar și aici Evanghelia încă este propovăduită. Dragii mei, uitându-ne la harta României, trebuie să recunoaștem că există o mare disproporționalitate între anumite provincii din țară, zone unde există și 7, și 10, și 15 biserici penticostale într-un oraș, și alte zone din țară, unde nu este nici măcar un penticostal într-un oraș. Sunt încă județe care nu au 10 biserici penticostale, județe întregi ale României. Sunt locuri în care oamenii n-au auzit cuvântul penticostal. Nu știu ce este aia. Ne-am dus într-un sat să înscriem prima biserică, prima clădire pe care o cumpăraserăm, și primarul, când a auzit că reprezentăm biserica penticostală, a spus, nu, eu pentru asta nu semnez. Am încercat să explicăm, funcționăm legal, sunt absolvent a unui institut teologic, am legitimație semnată la Secretariatul de Stat pentru Culte. N-a crezut. A trebuit să venim cu documente de la recensământ să-i arătăm că există cuvântul ăsta penticostal. I-am spus că sunt și primari penticostali în România. A crezut că fac glume cu el. Pavel spune, fiecare zonă, fiecare regiune, Iliria, România, Macedonia, peste tot, suntem chemați să mergem cu Evanghelia. Apoi Pavel consideră ca principiu important în lucrarea sa că toți oamenii, nu doar zone geografice, nu doar localități, să spunem, noi am câștigat Dobrogea pentru Hristos, că am plantat 5 biserici. Nu, nu, nu. Pavel spune, fiecare om trebuie să aibă șansa. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus pastorul Don în dimineața asta. Auziți, Pavel se uita la fiecare om și el știa că Dumnezeu vrea ca să-l înfățișeze desăvârșit în ziua judecății înaintea Domnului Iisus Hristos. Versetul 21 e ca un motto pe care Pavel și l-a asumat din Vechiul Testament. Aceia cărora nu li se propovăduise despre el, îl vor vedea. Și cei ce n-auziseră despre el, îl vor cunoaște. Asta este o gândire apostolică. O gândire preocupată ca fiecare om să aibă șansa întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Mă uit la modelul apostolului Pavel. Imaginați-vă puțin situația aceasta. Spuneți-mi dacă vi s-a întâmplat lucrul ăsta. Să dați telefon, eu știu, la un frate din București și să-i spuneți, frate, vrem să vii la evangelizare la Timișoara. Și fratele să spună, ok, eu din București, eu sunt chemat la Timișoara. Fraților, aș vrea să vin, dar până la Timișoara mai sunt încă 5 orașe, trebuie să trec prin Oltenia și sunt 5 orașe în care nu este biserică penticostală. N-am cum să vin la Timișoara. Nu știu, ați întâmpinat situația asta, un refuz de felul ăsta, să chemați dintr-o provincie a țării pe cineva și să spună, nu că până acolo. Pavel asta spune, eu aș vrea să vin la voi, dar știu că Duhul Sfânt m-a oprit că până la voi încă mai sunt teritorii de câștigat, mai sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pavel spune, sunt preocupat ca toți oamenii să audă Evanghelia. Și în final, nu chiar în final, pentru că mai sunt încă două punctulețe acolo, Pavel spune, slujirea aceasta apostolică a fost rânduită de Dumnezeu ca să dărâme întăriturile Întunericului. Pavel vorbește despre un impact spiritual devastator asupra Întunericului. El spune că Iliria sau Iliric, cum spun alți istorici, că Ierusalimul, că vorbim despre barbari, oriunde Evanghelia aceasta a ajuns, cu prisosință a rodit. În versetul 19, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Lucrul frumos este că ori de câte ori biserica a ieșit din granițele ei, a descoperit minuni cu prisosință. A văzut lucruri extraordinare pe care Duhul Sfânt le-a făcut într-un mod neașteptat. O să vorbesc puțin mai târziu despre situația din Europa, despre un întuneric și un păgânism și un hedonism mai crunt decât a fost în vremea Imperiului Roman, probabil. Despre lucruri îngrozitoare care se întâmplă astăzi. Pavel spune, misiunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o este ca să mă ridic împotriva celor întărituri. Noi nu vorbim doar despre a pune sigla noastră pe încă o clădire și a spune, avem și aici 20 de credincioși, slavă Domnului că s-au mai întors niște oameni la Domnul, au mai șters de pe hartă o localitate. Pavel în viziunea lui vede cum împărăția lui Dumnezeu vine cu putere și avansează încât oamenii sunt smulși din întuneric și sunt plasați într-o lucrare nouă în care împărăția domnește.
Frați și surori, impactul acesta împotriva întunericului scade de fiecare dată când biserica se mulțumește să stea în îndărătul zidurilor. Pavel spune, viziunea mea radicală a fost să ies afară, pentru că acolo sunt lucruri de confruntat, sunt lucruri de proclamat, dar dărâmând zidurile acelea, Dumnezeu se arată ca domn și stăpân. Și ultimul punct aici, pe care Pavel insistă foarte mult, de fapt, în mesajul său, este plantarea de biserici. O viziune radicală, spune el, întotdeauna înseamnă a merge și a pune o temelie nouă. N-am lucrat pe temelia pusă de altul, n-am împrumutat membrii din altă biserică, n-am fost în competiție. Pavel spune, viziunea mea a fost să mă duc și să pun temelia nouă. E mai greu de pus temelia. E foarte ușor după ce cineva a pus o temelie dreaptă să vii și să pui cărămidă peste cărămidă. E ușor să pui așa firul cu plumb și apoi să zidești. Dar dacă suntem biserica apostolică, Pavel spune că trebuie să ne caracterizăm prin pasiunea aceasta de a așeza temelie, de a lucra acolo unde e terenul arid, acolo unde oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu și să construim de la zero o temelie nouă. Mă rog ca Duhul Domnului să stârnească dorința aceasta, spuneam studenților care sunt aici, să dorească lucrul acesta, să zidească pe o temelie nouă. Vă spunea fratele Ghiță ieri și pot să vă spun și eu astăzi, e o satisfacție deosebită să te duci într-o zonă unde Hristos nu este cunoscut, să lucrezi poate cu o mână de oameni și să pui o temelie nouă și să vezi că de acolo viziunea și lucrarea lui Dumnezeu poate să propășească. Am văzut ce înseamnă un mandat misionar pentru Apostolul Pavel. El își prezintă viziunea sa, spune că Dumnezeu l-a chemat la o lucrare de pionierat, la o progresie geografică, l-a chemat să lucreze pentru dărâmarea întăriturilor, pentru a planta biserici. Am văzut lucrul acesta din Agenția Pentecostală de Misiune Externă, când Dumnezeu ne-a ajutat să deselenim un teren nou, să vedem cum români ies din granițele lor, din contextul lor, din confortul lor și au mers în afară. Acum însă, Dumnezeu ne cheamă și mă simt ca un purtător de cuvânt al fraților din bordul agenției și mulțumesc și fratelui Nelu pentru că este alături de noi și este un motor pentru care energizează, ca să spun așa, viziunea aceasta. Dumnezeu ne cheamă însă să privim totodată la contextul și la rădăcinile în care se află Biserica Pentecostală din România și Biserica din Europa. Pentru că viziunea aceasta apostolică trebuie acum să o aplicăm la contextul în care ne aflăm noi. Haideți să ne uităm puțin la continentul nostru, Europa. În secolele trecute, europenii se nășteau și trăiau într-un context saturat cu cunoștințe spirituale. Oamenii credeau în Dumnezeu, ideea de credință era, spunem noi, moștenită, dar în același timp exista ceva natural în gândirea oamenilor să se teamă de Dumnezeu. Era o frică de Dumnezeu care caracteriza societatea din România. De asta, dacă știți, de exemplu, în contextul englezilor și americanilor până astăzi, ei nici nu foloseau cuvântul evanghelizare, ci foloseau cuvântul revival, trezire. Pentru că ei, de fapt, se duceau în societate unde oamenii ajunseseră să se depărteze de Dumnezeu și îi chemau înapoi. Ei spuneau revival, trezire, pentru că doar se duceau într-o localitate și le spuneau oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu era rostit cu evlavie în parlamentele țărilor din Europa. Monarhii spuneau că sunt în slujbă prin voința lui Dumnezeu. Oamenii aveau o frică de Dumnezeu și numele lui Dumnezeu era în constituțiile țărilor. Numele lui Dumnezeu era cunoscut și teologia era știința sau disciplina cea mai înălțată și respectată în universitățile din Europa. Chiar și lumea medicală acorda un respect deosebit cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii practicau evlavia și exista un context foarte propice pentru Evanghelie. Însă Europa de astăzi nu se mai aseamănă deloc cu Europa acelor zile. Avem vești bune și vești rele deopotrivă. Și o să ne uităm la acestea și o să comparăm puțin ceea ce se întâmplă astăzi în Europa. O să începem așa cum știm noi cu veștile rele. Noi românii zicem, punem răul înainte. Prima dintre ele este globalizarea. Este un amalgam în Europa care a făcut ca gândirea oamenilor expusă la atât de multe lucruri diferite să nu mai știe ce este bine și ce este rău. Și le-au luat pe toate și le-au denumit ca fiind bune.
Dacă îți place, fă-o. Și acest modernism urmat de postmodernism, de relativism și toate filozofiile și teoriile pe care oamenii le-au experimentat în Europa și apoi le-au experimentat chiar și în alte părți ale lumii, au făcut ca oamenii să nu mai cunoască ce este bine și ce este rău. Din dorința de a respecta, sau din spiritul acesta al globalizării, oamenii spun trebuie să includem toate culturile. Și vrăjitorul este binevenit să spună o rugăciune la începerea unei sesiuni a Parlamentului. Și se întâmplă chestii de genul acesta în Parlamentul European. Oameni care vin din medii clar demonice și care sunt considerați un fel de guru spiritual, de învățați, de înțelepți și care au un cuvânt de spus. La televiziunea română am văzut un reportaj, un lider al francmasoneriei europene care a spus: nouă Uniunea Europeană acum ne-a acordat un statut privilegiat. Oficial omul ăsta spune, nu mai suntem măcar o societate secretă. Acum pe față avem influența noastră. Europa este un astfel de context al globalizării. În contextul acesta al globalizării a ajuns la un amalgam și o confuzie totală. Un alt aspect care caracterizează Europa este emigrația. Se vorbește foarte mult despre asta, nu e cazul să intrăm în detalii, sunt alții speriați, îngrijorați de noi. Săptămâna trecută am primit o scrisoare la editură și un pastor din Scoția spune: am auzit că vine un val mare de români și vreau să mă pregătesc cu literatură în limba română, că o să inunde românii Scoția. Deci, frate, îți dăm cărți câte vrei, dar așa de mulți români să știi că nu o să vină, după cum spune mass media din Anglia. Dar emigrația este un fenomen care schimbă Europa și ați auzit aseară, ați văzut în reportajul acela ce înseamnă orașele din Franța, din Italia, din Spania, unde numărul de copii care se nasc în familiile islamice este absolut copleșitor pentru societatea de acolo. Emigrația schimbă Europa într-un mod foarte, foarte radical. Dar avem și vești bune. Prima dintre ele este globalizarea. Europa acum devine, de asemenea, o țintă în care Dumnezeu a așezat un schimb de informații foarte rapid. Dumnezeu a adus în Europa, în același timp cu influența aceasta străină, Dumnezeu a deschis ușile pentru comunicare, pentru Evanghelie. Nu e așa că e grozav că putem să intrăm pe computer și să urmărim o slujbă de la o biserică din Spania, o biserică din Londra. Putem comunica într-un alt fel, cu mult mai mare rapiditate, datorită globalizării. Dar vreau să mă refer mai mult la emigrație. Emigrația este o veste foarte bună pentru Europa. Dacă ne-a speriat aseară văzând clipul acela despre islam, vreau să vă spun ce poate Dumnezeu să facă astăzi și ce se întâmplă astăzi în Europa, pe lângă comunitățile române. Și dacă noi ne-am mai lăudat că se întâmplă lucruri grozave și lăudăm pe Dumnezeu pentru bisericile acelea, vreau să vă spun, există biserici în Anglia, de exemplu, o biserică africană, Redeemed Church of God, o biserică de nigerieni, care au plantat deja 400 de biserici în Anglia. 400 de biserici în Anglia. Viziunea lor este să planteze 1000 de biserici în următorii ani. Ținta lor este să deschidă câte două în fiecare săptămână. Lucruri de felul acesta se întâmplă astăzi și emigrația în Anglia în special și chiar în Franța și în multe alte țări din Europa a adus o noire și o împrospătare pe care europenii n-au cunoscut-o de secole. Îmi doresc ca bisericile române din diaspora să dobândească viziunea aceasta și pasiunea aceasta de a vesti pe Hristos cu îndrăzneală în societățile în care se află. Dar există de asemenea biserici tradiționale care au început să se trezească în Europa. Holy Trinity Brompton Church din Londra, de exemplu, este o biserică ce a replantat 20 de biserici. Știți că s-au închis multe biserici, au devenit catedrale, așa, muzeu, locuri pentru concerte. Biserica aceasta a replantat 20 de biserici deja din Anglia. Ținta lor este să replanteze 100 de biserici. Unele din bisericile acestea au între 500 și 1000 de membri. Este o înnoire pe care Dumnezeu o face și în contextul acesta al emigrației, trebuie să știți, din Africa au venit foarte mulți penticostali care au dezvoltat biserici foarte vii, biserici foarte dinamice. O cercetare făcută de organizația Eurochurch.net în 2012 a scos la iveală faptul că fiecare denominație din Anglia are o viziune proprie pentru plantarea de biserici. Au harta Angliei, fiecare denominație deja, în Anglia au înțeles nevoia de deschide noi biserici și și-au dezvoltat o astfel de viziune
pentru a planta biserici. Dar dați-mi voie să vă mai spun despre încă o vesterea pe care trebuie să o menționăm referitor la Europa. Persecuția. Organizațiile care monitorizează situația din Europa ne spun că ne aflăm într-un moment de mare cumpănă pentru libertatea religioasă din Europa. De copil am auzit de supuneri, păreri, predicții ale unora, dar situația a devenit atât de gravă încât mă mir cum de bisericile din România și bisericile din Europa nu lucrează împreună pentru a contracara într-un fel oarecare fenomenul. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple. Doctorul Scott este un medic creștin din Anglia, din zona Kent. Avea 28 de ani de experiență ca medic. A primit un avertisment din partea angajatorului pentru că i-a vorbit unui pacient care avea gânduri suicidale că Iisus l-ar putea ajuta. Deci medicul acesta l-a tratat după știință, dar i-a spus în același timp, caută-l și pe Iisus, roagă-te lui că Iisus te poate ajuta. Pentru asta a primit un avertisment și s-a spus că la a doua încălcare a eticii medicale, cum se vorbește, prostii din alea spirituale, cu Dumnezeu, cu rugăciunea, noi suntem oameni de știință, i s-a spus. Dacă mai te abați odată, îți vei pierde slujba. Eunice și Owen Jones sunt un cuplu care au dorit să aibă copii în plasament. În anul 2007 au mers să completeze chestionarul pentru a adopta copiii și li s-a pus o întrebare. Ați fi de acord să le dați copiilor o educație homosexuală dacă se va pune în discuție acest subiect? Ei au refuzat. În consecință, au fost refuzați și li s-a spus nu puteți să luați copiii în plasament sau spre adopție. Au dat în tribunal autoritățile, în 2010 s-a judecat cazul. Tribunalul a spus că legile pentru protecția homosexualilor sunt mai importante decât convingerile religioase ale cetățenilor. Și de aceea tribunalul a spus că valorile morale ale părinților ar putea fi dăunătoare copiilor. În consecință, nu le-au dat voie să aducă acei copii care veneau dintr-un mediu foarte grav și să-i pună într-un cămin plin de dragoste creștină. Un alt personaj, Gary McFarlane, un consilier care a fost dat afară, un consilier pentru familie, pentru că nu a vrut să consilieze în aspecte sexuale un cuplu de homosexuale. Și fiți atenți puțin, nu a fost vorba de o situație concretă, era la instruire. Și la un moment dat i s-a spus, dacă vine un cuplu de homosexual, ce ai face? Și el a spus, valorile mele creștine îmi spun că nu pot să i-aș învăța că ceea ce îi fac nu este potrivit cu voia lui Dumnezeu. Din pricina aceasta a fost respins la absolvire și nu a primit certificatul de consilier. Lilian Ladel, o funcționară a primăriei din Ilsington, care a refuzat să oficieze o cununie civilă a unui cuplu de homosexuale și a pierdut slujba. Și Nadia Euida, o angajată de la British Airways, care nu a fost lăsată să poarte o cruciuliță la gât, deși colegele ei musulmane purtau toate vălurile acelea și turbanul purtau colegii și toate însemnele islamice. Ce ne spun toate acestea? Europa merge într-o altă direcție. Aseară am citit pe e-mail știrile despre cazurile acestea. Ieri, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a rejudecat acest caz pentru că au pierdut toate procesele în Anglia și au făcut plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins solicitarea acestor oameni și a spus credința voastră, convingerile voastre religioase nu pot ca să afecteze drepturile homosexualilor. Și din pricina aceasta și-au pierdut slujbele. Trei dintre cei pe care vi-am prezentat au mers împreună cu un singur caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și chiar ieri se întâmplă că au pierdut. Aceasta este Europa în care trăim. Acum ne întoarcem la gândirea lui Pavel, pentru că despre asta vorbim, o gândire apostolică. Ce ar spune Pavel în fața acestor întărituri? Să ne adunăm și să avem mai multe programe în care să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi suntem mântuiți? Ar fi Pavel mulțumit să vadă că biserica ignoră și nu vede presiunea care vine împotriva ei? Fraților, ceea ce este astăzi în Europa, mâine va fi în România. Chestiunile astea se vor întâmpla cu copiii noștri la școală, și vor primi manuale în care vor fi învățați că homosexualitatea este ceva normal. Avem deja în Constanța un primar care a inclus o taxă
pentru toți agenții comerciali din Mamaia, taxă care trebuie să fie folosită pentru a plăti animatoare, adică niște fete destrăbălate, care să meargă pe niște care alegorice prin stațiune și în felul acesta să încânte privirile turiștilor. Se întâmplă astăzi? Are biserica un răspuns la toate acestea? Sau lăsăm ca întunericul să progreseze? Vă amintiți, viziunea apostolică înseamnă ca biserica, principiile împărăției lui Dumnezeu, să meargă într-o progresie și tot mai mult să provocăm întăriturile minții, cultura, gândirea aceea. Pe vremea lui Pavel, așa a întors lucrurile cu susul în jos, încât cărțile de vrăjitorie care erau la modă, idolii, lucrurile acelea au fost aduse în piață și arse. Pentru că el a confruntat gândirea celor vremuri. Unde este biserica? Și acum, pe final, ne uităm la biserica din România. Ce ar fi spus Apostolul Pavel despre viziunea noastră? Ne merităm titlul de biserică apostolică? Suntem noi, cei care slujim în bisericile noastre, oameni care ne conformăm modelului și exemplului pe care Dumnezeu l-a avut pentru biserica aceea? Dacă este să ne uităm la tensiunea aceasta despre care am vorbit, suntem mai preocupați de instituții sau suntem foarte mobile? Suntem mai preocupați de întreținere sau suntem oameni ai unei viziuni pe care am primit-o de la Dumnezeu? Avem o abordare doar pastorală sau am inclus în slujirea noastră și o abordare apostolică? Privind la contextul din România, aș vrea pe scurt doar să ne uităm în ceea ce s-a întâmplat în trecut, în primii ani până la instaurarea comunismului și apoi cât a durat și perioada comunistă, și să ne uităm puțin în prezent și să vedem care ar fi perspectiva pentru viitor. Pe scurt, în primii ani ai Bisericii Pentecostale și până la Revoluție a existat un entuziasm extraordinar. Oamenii au dorit să vestească Evanghelia, dar n-au putut. Au fost limitați, au fost împiedicați cu toate acestea. Nu se vorbea de plantatori de biserici, nu se știa de grupe celulă, nu era slujba de evanghelist, dar erau oameni care făceau lucrarea aceasta, erau evangheliști laici. Eu am aflat după ce a murit tatăl meu, că tatăl nu doar, știam că a mers în niște sate și a contribuit la plantarea unei biserici în Podeni, în Boroaia, în este o localitate de unde a venit patriarhul, în Vorona, în județul Botoșan, și știu că mergeau des acolo și ajutau. Dar am aflat după ce tata a murit, a venit cineva și mi-a spus: tata tău a botezat. Tata n-a fost ordinat niciodată. Nu mai are cine să-l sancționeze acum, să-l cheme la consiliu. Dar era vremea care știau, e riscant să mai mergi, să spui, să faci vâlvă. Și au găsit un om care s-a încrezut în Domnul și l-au și botezat. Pentru că era o viziune și era o pasiune. Cred că s-a gândit și biserica, așa cum a funcționat cu toate restricțiile, a căutat să funcționeze după modelul acesta. A venit Revoluția. După 1989, a fost iarăși pentru biserică un entuziasm extraordinar. Era o liberă inițiativă, nu trebuia cineva să ne pacă hărțile și strategiile, pentru că erau biserici, oameni din loc în loc, din oraș în oraș, care spuneau: trebuie să mergem cu Evanghelia. A fost inițiativa, a fost creativitate, s-au făcut evanghelizări în corturi, la colți de stradă, am făcut în piață. Era o pasiune pentru evanghelizare incontestabilă. Cum era societatea din România? Inimile oamenilor erau pregătite. 45 de ani de comunism i-au făcut pe oameni să dorească să înțeleagă care este adevărul despre Dumnezeu. N-am să uit cât trăiesc imaginea aceea în fața magazinului Bucovina din Suceava. A sosit o mașină de nicăieri cu o remorcă mare în spate, cu noi testamente. Greu de descris măcelul care a fost acolo. Fiecare om a vrut să pună mâna pe un nou testament. O remorcă de noi testamente s-a evaporat în câteva minute. Se călcau în picioare, pentru că oamenii erau flămânzi după Scriptură, doreau să cunoască cine este Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. Puneai două afișe în oraș și umpleai un stadion. Asta s-a întâmplat în primii ani după Revoluție. De asemenea, străinii au fost niște parteneri foarte importanți pentru biserica din România. Au alcătuit ei strategii pentru evangelizarea României. Nu eram noi pregătiți atunci să gândim poate strategic, dar au venit cu filmul Iisus, a venit Campus Crusade for Christ, au făcut cursuri pentru învățătorii de copii, cei de la Micul Samaritian, au făcut proiectul acela de desene animate la televiziunea română, au fost stadioane închiriate de ei, Luis Palau, Rod McDougalls, Yang Yi Cho, au fost mulți care au făcut lucrurile acestea. Acțiuni prin satelit cu Billy Graham,
cursuri de formare a slujitorilor, conferințe în țară, tipărirea broșurilor. Veneau broșuri, veneau cărți, toate făcute gratis, Bibliile, și ne le dădeau pentru că aveau ei o strategie pentru România. Ajutau săracii, au construit orfelinate, au construit bisericile noastre. Și trebuie să recunoaștem, ne-au și plătit salariile mulți ani de zile la păstorii, la evangheliștii care ne-au mutat în Dobrogea, fratele Buia, fratele Fazecaș. Au fost alții care ne-au susținut pe noi ca să putem continua lucrarea. Însă România aceea nu mai există. De când am intrat în Uniunea Europeană, vorbim de altă țară. Biserica? Nu mai putem spune că este un fenomen creșterea bisericii. Trebuie să fim sinceri, să ne uităm la statistici și să recunoaștem. Nu mai există un fenomen de felul acesta. Migrația, de asemenea, a și redus mult avansul lucrării. Avem biserici care s-au golit pentru simplu fapt că a plecat unul în Italia și apoi a plecat și verișorul și mătușa și au plecat cei mai mulți dintre oamenii care puteau să ajute lucrarea acolo. Apoi, străinii nu mai sunt proiecte majore pentru România. Eu cel puțin nu cunosc proiecte mari, proiecte de amploare pe care să le scrie cineva pentru România. Poate sunt și nu le cunosc eu, dar chiar dacă mai sunt investiții, sunt mult mai mici în ceea ce privește România. Iar societatea din România, și aici schimbările sunt cele mai serioase, este cea mai gravă schimbare care s-a petrecut în ultimii 20 de ani. Religiozitatea fanatică a fost înlocuită cu nepăsare. Înainte erau sate în care spărgeau geamurile la mașină și nu mai sunt problemele alea. Acum oamenii ne ignoră. Ne-am dus în sat cu megafoane pe mașină și am spus, va fi un concert cu cutare cântăreț de muzică populară. Nici nu întorcea, parcă am crezut că surs prima dată. Era dită mai megafonul pe mașină și nu întorcea capul după noi, măcar așa din curiozitate. Pentru că oamenii nu mai sunt preocupați după lucrurile spirituale, ateismul, umanismul. Avem astăzi oameni care în Parlament, ați văzut, încearcă Remus Cernea cu niște legi ca să împiedice dezvoltarea bisericii și chiar să forțeze excluderea a religiei și a lucrurilor religioase la marginea societății. Materialismul și în societate și în biserică devine o problemă și păgânismul, hedonismul, lucrurile care astăzi sunt în Europa, mâine vor fi identic în țara noastră. Și în contextul acesta, desigur, se naște întrebarea, ce fel de biserică vrem să fim noi? Care este viziunea pe care noi o avem pentru zilele acestea? Vrem să fim o biserică apostolică? Atunci, dragii mei, trebuie să ieșim din spatele zidurilor, să ne uităm la harta României și să ne întrebăm unde vrea Hristos să-L proclamăm pe El. Trebuie să ne uităm de asemenea la societatea noastră. Și să vedem care sunt. Apostolul Pavel a fost preocupat de toate mediile, mediile culturale, filozofii vremurilor sale. A fost interesat de oamenii preocupați de cele spirituale, cu toate mediile societății. El a vrut ca toți să fie expuși la cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, în finalul acestei prezentări, plantarea de biserici este modelul pe care Apostolul Pavel l-a folosit. Am vorbit despre progresul acesta geografic, vreau să aplicăm puțin. În final aș vrea doar să vă arăt harta aceasta. Să vă uitați puțin pe ea și tălmăcirea ei o vedeți pe lista aceea de sus. Avem în România, la ora actuală, 80 de orașe în care nu există biserică pentecostală. Am verificat lista aceasta și sperăm că este exact. Oricum, dumneavoastră veți putea, după pauză, să vă uitați pe harta aceea și să ne spuneți dacă sunt lucruri incorrecte. Îi mulțumesc și eu fratelui Popan pentru că ne-a ajutat, s-a oferit ca să ne și tipărească și să ne pregătească în formatul acesta. 80 de orașe raportate la 3.000 de biserici? Asta ar trebui să fie o viziune pentru următoarea săptămână. 80 de orașe în care trebuie plantate biserici de către o denominație care are 3.000 de biserici în România? Dacă ne îndoim, înseamnă chiar că nu avem perspectiva Apostolului Pavel. În următoarea perioadă va trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea o inimă ca lui Pavel. O inimă care să spună, eu nu mă mulțumesc că avem slujbe frumoase la noi la biserică, că acum avem și fanfară și avem și orchestră și putem să dăm concert și că ne vede lumea pe internet și că la acțiunile noastre de evangelizare am adus pe cel mai grozav evanghelist și mă rog, Domnului,
ca inima noastră să fie la fel de neliniștită ca Apostolul Pavel. Și să înțelegem că aceste 80 de orașe, plus încă 15 comune care au peste 10.000 de locuitori, adică niște comune care sunt mai mari decât unele dintre orașele acestea, 95 de localități cel puțin, trebuie să devină o sarcină urgentă și imediată pentru Biserica din România. Frați și surori, avem un mandat, avem o chemare, avem un model în Apostolul Pavel și, mai presus de toate, îl avem pe Duhul Sfânt, care ne-a zis că este cu noi, cu condiția ca noi să mergem. El a zis, iată că eu sunt cu voi, presupunând că ucenicii și biserica vor merge în misiune. Le-a zis, mergeți și eu sunt cu voi. N-am găsit în Scriptură nicăieri explicația ce se întâmplă cu Duhul Sfânt dacă noi stăm. Dar ar trebui să fim conștienți de faptul că dacă mergem, Dumnezeu este gata să ne însoțească cu o putere și cu un har deosebit, așa cum a fost cu Apostolul Pavel. Amin. Stimați telespectatori, ne reîntoarcem în studio. Am urmărit împreună seminarul pe care pastorul Vasilică Croitor și misionarul Nicolae Iacob l-au susținut în cadrul conferinței de misiune Romiscon, conferință intitulată Rolul Duhului Sfânt în misiune. În cadrul acestui seminar n-am vorbit atât de mult despre alte zone de pe planetă unde este nevoie de Evanghelie, am vorbit mai mult de țara noastră, de zone din țara noastră în care este nevoie de prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Evanghelia să se răspândească în tot mai multe zone ale țării noastre și tot mai mulți oameni să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. În speranța că v-a plăcut emisiunea noastră, vă aștept cu multă bucurie și dragoste săptămâna viitoare în aceeași zi, la aceeași oră. La revedere!